Am avut așa de două zile, pe două, trei telefoane și m-am cam tulburat așa un pic și am. Dar pe la patru mă gândeam la ce-o zis Habacuc. Chiar dacă viile nu vor mai înflori, chiar dacă vor lipsi oile din graj, oile din graj, zice Habacuc, eu tot mă voi bucura în Domnul. Și gândindu-mă la lucrul acesta, m-am hotărât să vin înaintea bisericii și înaintea Domnului să mărturisesc binele care mi l-a făcut anul acesta. Sunt lucruri multe prin care am trecut. Am văzut mâna Domnului de multe ori anul acesta. Și o să încep așa oarecum în ordine cronologică. Anul acesta, prin ianuarie, Șera a făcut o pneumonie. Poate nu-i cine știe ce, nu știu cât de grave sau nu. Și dar cred că oricare dintre noi avem medicamente ca să încercăm prima dată noi, dacă nu reușim, mergem la medici. Așa e cel mai bine. Și era cu febră într-una, dormea cam toată ziua. Până la urmă am dus-o la doctor și a făcut diagnosticul, era o pneumonie destul de urâtă. La un moment dat, în seara respectivă, sau în ziua când am dus-o la medic, o vomitat cu sânge și am chemat salvarea, m-am speriat tare și... Dar Dumnezeu s-a atins de ea. S-a atins și a vindecat-o. Și mulțumim Domnului că a vindecat-o. Știu că a doua sau a treia zi, după ce am dus-o la doctor, a trecut-o pe injecții și și-a revenit oarecum Șera. Pe drum, venind către casă, ea mi-a povestit că a avut un vis. A zis, în perioada când era cu febră în drumă, a fost vreo două zile când prea puțin o mâncat, dormea într-una. Febra a ajuns oarecum să delireze, să vorbească. Și ne-a povestit pe mașină, am avut un vis că am murit și spuneam, m-ați îngropat, ați pus grimul în pământ și la un moment dat au venit niște îngerași și au început să joace cu mine. Și se tot jucau, pe acolo se tot jucau și mi-a pus și mie povestea aia. Mi-a pus aripi. Și cum se tot juca ea cu îngerașii, era la un moment dat îngerașii au plecat, dar i-au luat aripile. Și eu cred că Dumnezeu mi-a dat înapoi prin asta. Și mulțumesc Domnului că s-a îngerat. Al doilea lucru, să prin februarie sau începutul martie, a început să mă doară tare într-o seară, a început să mă doară tare ficat. Și urât de tot, n-am putut să dorm noaptea deloc. Am crezut că n-am, e o criză de ficat. Am încercat zilele ale următoare să cu ceaiuri de ficat, dar vreo săptămână de zile, din ce în ce mai rău, nu dormeam noaptea deloc, nu mai... Și m-am dus până la urmă la doctor și era ceva, au văzut că și fierea e întoarsă, e sucită rău la mine și, nu știu, un colecist, cum se numește boala. Și mi-a dat tratament. Mi-a zis să iau două săptămâni medicamentele respective, să fac pauze de o săptămână și dacă nu, să continui. Și am continuat cu tratamentul ăsta, dar nu avea niciun efect. Deci cât luam tratament, oarecum mă simțeam mai bine. Și când am făcut pauză, iar vineau durerile și tot mai... M-am dus iar la doctor, același tratament, a zis să continui și tot așa s-a dus și luna lui aprilie. A venit ziua de 1 mai, a fost aici o seară de veche, chiar în 1 mai. Și am venit înaintea Domnului și m-am rugat și Domnul s-a atins de mine.
De atunci n-am mai luat un medicament pentru ficat și mulțumesc Domnului că s-a atins de mine. Și nu m-a de ficat. Eu de mic copil sufăr de cu plămânii. Știți aici în sală, a fost chiar iarna trecută pe la noi, într-o zi, și au văzut că foloseam niște spray-uri pentru asta. Unul dintre el e selectat și îmi scapă acum, nu mai știu. Și mă întreba, Ștefi, de ce le iau? Știi că îți creează dependență? Știu că creează dependență. Și unul din spray-uri, mi se pare, n-aveai voie să dai mai mult de 6 ori pe zi. Și eu am ajuns să dau cel puțin iarna trecută și de 10 ori pe zi. Și știu că mă gândeam iarna trecută și îi spuneam Domnului, Doamne, măcar dar nu mai vreau să respir așa, să pot să trag aer, cum trebuie. Și pot să zic că de la întâi mai Dumnezeu s-a atins de mine și mulțumesc Domnului pentru asta. Alt lucru care vreau să-i mulțumesc Domnului, de la, tot așa, de prin 5 mai am apucat de casă. Dumnezeu s-a îndurat de noi, mi-a dat teren și mă gândeam, când am apucat de casă, aveam 7.000 de euro cu care am început construcția. M-am zis, Doamne, dacă reușim să facem fundația și dacă reușim să ridicăm zidurile de la primul nivel, slăvit să fie Domnul. Dar Dumnezeu s-a îndurat mai mult de atâta. Casa e acoperită, casa răspuse geamului, aproape finisată. Într-o lună de zile, trebuie gândește că Domnul ne va ajuta și ne vom muta. Și ce pot să zic decât că în toate lucrurile am văzut mila Domnului și harul Domnului. Am văzut cum El a purtat de grijă. Când se gătau banii, atunci a trimitea El și atunci a găsea El. Avea El modul prin care... Cum a lucrat El? Vreau să mai zic un lucru care Dumnezeu l-a îngăduit, adică să-L vedem noi cum s-a manifestat El anul acesta. În luna august m-a sunat cumnată mea din Finlanda și a zis, vezi că luni vin niște finlandezi în Timișoara, la Biserica Agape, a fost o întâlnire de rugăciune și zice, te duci ei de la gara și duci la biserică. Atâta tot. Și eu nu mă pricep pe engleza și am luat-o pe Lidia cu mine, că au zis că ei cunosc engleză și bine am făcut că am luat-o. Oamenii aceștia au zis să mergem să-i duc să schimbe bani și după aia să mergem în mall, vor să mănânce, călătorind atâta, mi s-a făcut foame și după ce am mers la schimbat de bani, i-am dus în mall la un restaurant și am comandat ceva și mi-am pus acolo să mâncam. După să zic, nu sunt omul ăla care să... Nu-mi place să mă rog în public, să vadă alții că... Adică, ei au zis, roagă-te tu, m-am rugat, am mâncat și au zis, hai să mergem la un magazin să-și cumpere ce au nevoie. Și m-am dus pe ei la Oșan. Și după ce și-au făcut cumpărăturile, când ieșim, când ajungem la casă, omul respectiv, că era un bărbat și o femeie, bărbatul, când își caută pormoneu, nu mai avea pormoneu. Avea toate actele la el, cardul de credit. Bani n-avea mare lucru, în jur de 100 și ceva de euro. Nu știu dacă e mare lucru sau nu, dar toate actele, buletinul, permisul de conducere, cardul de credit erau acolo. Și ce să facem? Ne-am dus, am anunțat la cei de la bază. Ei au zis, în perioada asta, s-o grămadă de francezi, de noștri, de români plecați din Franța, care operează mult în umor și au zis, e posibil să fi făcut careva la buzunar.
O zi e slabă șansă. O zi, și dacă îl găsești, s-ar putea să găsești actele, dar atâta tot. Și stând acolo, după ce am vorbit cu oamenii aceștia la bază, știu că femeia aceasta care era cu noi, era o fostă misionară care o făcut misiune, cred că în Ghana, undeva în Africa o făcut misiune. Și zic, nu plecam așa, până nu stați să vă povestesc eu, să vă spun cum a lucrat Dumnezeu în viața mea. Și o zis, vă povestesc lucrurile acestea, după aia facem o rugăciune și eu cred că Dumnezeu o să rezolve, o să bărbatul acesta, îl chema Alan, o să-și găsească hormonul. Sincer, n-aveam nicio credință, deci am crezut că nu se va întâmpla lucrul acesta, adică eram un fel convins. Și a început femeia să povestească, a zis, eram în Finlanda și numai ce am venit din misiune și într-o seară mi s-a furat mașina. A zis, mașina a dispărut, s-a dus, o anunțat la poliție, dar asta e. S-a dus în pat, s-a culcat și ceva îndemna, roagă-te pentru cel care s-a furat mașina. Și i-au zis, în gândul ei, au zis, Doamne, cum să mă rog, îmi vine să-l blestem pe omul ăla? Au zis, dar niciun caz să mă rog. Și din nou, gândul i-a venit, roagă-te pentru cel care s-a furat mașina. I-au zis, nu fac așa ceva, mie îmi vine să-l blestem, dar nu să mă rog. Și la fel, gândul i-a venit, roagă-te pentru omul acela. Și a zis, bine, s-a pus și s-a rugat. Și a zis, acum povestea despre cel care i-a furat mașina. A început, a ieșit afară din oraș, era pe autostradă și dintr-o dată a auzit o voce în spate și a simțit o mână pe umăr. Întoarce-te la adresa tale și du mașina acolo. A zis, persoana respectivă, hoțul care i-a furat mașina, avea sticla de vodka lângă el în dreapta, o deschis-o prima dată, o băut două guri, a zis că ca să prindă putere. Și o călca în metar accelerață. Și din nou, după câteva momente, întoarce-te, du-mi mașina la adresa respectivă, că de acolo e furată. O zis, când ăsta o deschis geamul, a aruncat sticla de vodcă, o zis că sticla de vodcă e expirată și o călca mai tare accelerață. Și din nou, aceeași voce și mâna pe umăr o simțit-o, întoarce mașina și du mașina la adresa respectivă. O să deschis mașina și la viteza care au avut o vârstă sară din mers. Dar au zis ceva ținea și au zis, din nou, după ce au zis, se întoarce și du mașina la adresa respectivă. O zis, până la urmă, nu au avut ce face, s-au întors, au ajuns la adresa, la femeia respectivă și a sunat la ușă, asta s-a dus, era noaptea pe la ora 2, o răspuns, cine ești, ce vrei? Sunt eu, hoțul care ți-am furat mașina. Și a deschis ușa. A zis, primul lucru a vrut să-l strângă de gâda. A deschis ușa, după fire în casă și eu zic, bun, hai să discutăm. L-a servit cu o mâncare. Hoțul i-a povestit până la urmă. Ce și cum s-a întâmplat cu el. Și femeia au tot discutat cu el până spre dimineață. Dimineața i-a dat haine curate, i-a dat bani de drum și i-a dat o Biblie. După 3 luni de zile l-a sunat mama respectivului hoț. A zis, femeie, ce ai făcut cu copilul meu? 7 ani de zile numai prin pușcării o stat. A zis, de 3 luni de zile când o vin de la tine, nu se mai lasă de Biblie. Vreo 5 prieteni de lui s-au botezat și a zis, într-una numai Biblia are în cap. Și după ce a povestit femeia aceasta, misionară aceasta, lucrul acesta, a zis, hai să ne rugăm. Eram acolo în față, la ușan, la informații. Și cum am zis, nu-mi place să mă arăt în public, să mă pun, să mă rog, să asta. Credința era zero la mine. Dar am zis, bine, dacă voi vreți, ne punem, ne rugăm aici. Ne-am făcut un cerc, acolo ne-am luat de mânci. Am început să ne rugăm.
După ce ne-am rugat, ei au plecat la Biserica Agape, eu am plecat la Securitatea și seara pe la 7, asta a fost undeva în jur de ora 4-5 după masă, pe la 7 mă sună cineva de la Aușan și zice, Cristi, da, Cristi, poți să iei legătura cu bani din Finlanda? Că i-am găsit pormane. Sincer, nu mi-a venit să și zic, e tot acolo? Zic, poți să vin să le-au? Nu, nu poți să vii, că sunt actele, și nu numai că sunt actele, sunt bani în el. Îți era undeva, pus undeva pe sub un raft, aruncat cumva. Deci, nu știu. Dar Dumnezeu lucrează. Vreau să mulțumesc Domnului încă o dată pentru mâna lui cea mare, care și-a arătat față de noi anul acesta. Amin. Amin.